Preamântul gândindu-se și pregătindu-se cuvântul pe mine. Trebuie să deschideți la Psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat, m-a zămislit mama mea. Dar tu, ce ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntru meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să am veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor cura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele și șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Tăgnează-și bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voi, jertfe ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac ardeurile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mântuită. În îndurarea ta varsă-ți binefaceri deasupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Amin. Amin. Vă invit să plecăm captele în rugăciune. Tată, îți mulțumim pentru această oportunitate și acest privilegiu de a sta înaintea ta și de a avea Scripturile deschise. Mă rog, în numele Domnului Iisus, să ne deschizi inima. Amin. Să ne înțelepțești atunci când stăm la ascultarea cuvântului tău. Amin. Să ne faci ascultători, nu uituci, ci împlinitori cu fapta. Amin. Să ne dai acea credință practică și dovedită în fapte de fiecare zi. Te rugăm așa de mult ca Duhul Sfânt să fie peste predicare și peste ascultarea cuvântului tău. Amin. Și ne rugăm ca să-ți culegi rod bogat, Doamne, din locul acesta, din această seară, din inimile noastre. Dorim aceste lucruri să le faci pentru gloria Ta și pentru slava Ta. Dacă în locul acesta sunt persoane, Doamne, care sunt oprite ca să asculte cuvântul Tău din diverse motive, Te rugăm să lucrezi la fiecare inimă. Amin. Și pentru că ai puterea să ne îndrepti inimile spre dragostea Domnului Iisus Hristos, Te rog să faci acest lucru. Amin. Fie numele Tău înălțat în veci de veci. Amin. Amin. Veniți să vă ocupați locul. Este un privilegiu pentru mine să fiu în această seară în casa Domnului și să vă pot sluji din Cuvântul lui Dumnezeu. Fratele spunea că este curios să audă despre teologia pocăinței. Eu de fiecare dată când predic, îmi propun să plagiez Scriptura. Nu vreau să predic din Biblie, ci să predic Biblia. Fie ca Dumnezeu să lucreze prin acest cuvânt la inimile noastre în această seară. Amin. Vă fac această introducere că acest psalm nu este doar pentru cei care nu sunt mântuiți, ci sunt pentru noi toți care suntem aici. Aduceți-vă aminte că el este scris de prorocul Domnului David, care îl cunoștea deja pe Dumnezeu, dar care a experimentat această cădere în păcat și chiar titlul psalmului introdus aici de către cei ce au tradus Scriptura ne arată că a fost scris după ce Natan s-a dus la el și l-a confruntat cu privire la păcatul lui. Pocăința este o experiență. Pocăința nu este o idee pe care noi avem în mintea noastră. Pocăința nu este ceva superficial care experimentează omul.
Pocăința este o experiență foarte complexă și profundă. Dumnezeu, ca să ne învețe pocăința, cel mai bine ne-a lăsat exemple în Sfânta Scriptură de oameni care s-au pocăit. E mult mai ușor să te uiți la cineva și să faci ca el, decât să vin în seara asta să vă țin un tratat de teologie cum trebuie să ne pocăim. Oamenii vor să vadă, nu, bine, am înțeles cum e cu pocăința. Cum arată un om care se pocăiește? Și Cuvântul lui Dumnezeu ne este lăsat acest caz extraordinar de om care s-a pocăit. Mulți oameni s-au scuzat cu David. Au zis, dacă David, prorocul lui Dumnezeu, a păcătuit, eu care sunt mult mai jos decât el, ce să dea acest mare lucru de la mine? Însă Scriptura, Dumnezeu nu se laudă cu păcatele lui David. Dumnezeu se laudă cu pocăința lui David. David a fost un om după inima lui Dumnezeu, nu că a prea curvit cu Bașeva. David a fost un om după inima lui Dumnezeu pentru că s-a pocăit de păcatul pe care l-a făcut cu Bașeva. Și în seara aceasta aș vrea să vă prezint nu păcatul lui David. Că idei de păcate ne dă satana destul, ci vreau să vă prezint pocăința lui David și fie ca Dumnezeu să ne dea acest dar minunat fiecare dintre noi. Amin. Amin. Vremea în care noi trăim este o vreme în care pocăința a fost foarte prost definită. Dacă întreb oamenii din jur, poate fi interesant să faceți testul ăsta, să întrebați oamenii nepocăiți, ce credeți că înseamnă pocăința? Și o să vedeți că cele mai multe lucruri pe care le spun oamenii despre pocăință sunt false. Și motivul pentru care satana dorește ca oamenii să aibă o percepție greșită despre pocăință, este pentru că de pocăință se leagă foarte multe binecuvântări ale lui Dumnezeu, începând cu mântuirea. Și bineînțeles că satana are un interes major în a perverti, în a portretiza, în a creiona greșit ce înseamnă această experiență a pocăinței, tocmai ca să-i jefuiască pe oameni de această experiență binecuvântată, de acest privilegiu, de acest dar pe care Dumnezeu îl dă omului pocăința. Pocăința astăzi are niște conotații negative. Pentru unii înseamnă o mutare de la un corp la altul. Pentru unii înseamnă trecerea la un corp evanghelic. Pentru unii înseamnă o viață de tristețe, o viață din asta ramolită. Pentru unii și alții înseamnă tot felul de lucruri. Dar pocăința nu este nimic negativ. Pocăința este un dar extraordinar pe care Dumnezeu îl face omului. Haideți să ne uităm în această seară la această experiență a pocăinței și să vedem ce înseamnă ea și să ne dea Dumnezeu și nouă harul acesta. În primul rând, versetul 1 spune David o cerință înaintea lui Dumnezeu de două ori. Repete lucrul acesta în forme diferite. Zice, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta, cea mare ștergere fără de legile mele. Pocăința începe cu un sentiment profund de dependență față de mila lui Dumnezeu. Așa începe pocăința. Pocăința este punctul în care ajungi și conștientizezi că pentru faptele pe care le-ai făcut meriți o asemenea pedeapsă, încât numai Dumnezeu te poate scoate de acolo. Este populară această idee că noi venim la Dumnezeu, dar nu venim ca disperații. Dar este greșit lucrul acesta. Pocăința tocmai acolo începe, când ai ajuns la punctul în care ești disperat, în care îți dai seama că nu mai există nicio altă variantă decât mila și îndurarea lui Dumnezeu. Pocăința nu este tupeul sau obrăznicia sau pretenția de a veni la Dumnezeu, că oricum Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre și Dumnezeu ce are de făcut decât să ne ierte, nu? Nu. Pocăința este starea aceea de disperare a sufletului care îl face pe omul ce experimentează această stare să înțeleagă că Dumnezeu este singura lui șansă, singura lui oportunitate. Asta este pocăința. Acea dependență profundă a omului de mila și îndurarea lui Dumnezeu. Nu are nimic de a face cu pretențiile. Ce are de a face cu o stare profundă a sufletului când omul înțelege că numai mila și îndurarea lui Dumnezeu îl poate scoate din starea în care este. Al doilea lucru. Versetul 1 și 2 repetă de 3 ori. O cerință pusă mai multe feluri și ea sună cam așa. Șterge fără de legile mele. Spară-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea. Și curăță-mă de păcatul meu. Când Biblia repetă un lucru, vrea să ne spună, oprește-te, nu trece mai departe, înțelege că lucrul ăsta este foarte important. Și acesta este al doilea aspect foarte important din această experiență complexă a pocăinței. Pocăința înseamnă o dorință sinceră de a fi iertat de păcate, de a fi curățit de păcate. Cea mai mare problemă a omului nu este lumea în care trăiește. Cea mai mare problemă a noastră nu sunt politicieni. Cea mai mare problemă în România nu este sistemul educațional. Cea mai mare problemă în lumea aceasta nu este cultura și societatea seculară despărțită de Dumnezeu. Nu, asta este cea mai mare problemă. Știți care este cea mai mare problemă? Știți care este cea mai mare problemă a dumneavoastră? Care e cea mai mare problemă a mea? Nu că suntem bolnavi,
Nu că ruginim pe zi ce trece și ne scârție toate mădularele, nu avem cea mai mare problema noastră. Nu că eu nu o să prind pensia, poate, că ne mănâncă ăștia înainte. Nu, asta e cea mai mare problemă. Știți care e cea mai mare problemă? Cea mai mare problemă a omului este păcatul lui. Cea mai mare problemă a omului este păcatul lui. Cea mai mare problemă nu este că ne ducem în ea. Cea mai mare problemă este că am făcut ceva care ne face pasibili de ea. Iar este o consecință. Există ceva mai grozav care îl face pe Dumnezeu să ne trimită acolo. Există un lucru extraordinar de grozav și de hidos înaintea ochilor lui Dumnezeu. Încât Dumnezeu spune cel mai potrivit lucru pentru ce ai făcut este să te duci departe de fața mea. Și lucrul acela este păcatul. Lucrul acela este păcatul. Pocăința începe cu momentul în care conștientizezi care este cel mai important lucru. Nu consecințele păcatelor mele, ci păcatul însuși pe care eu l-am făcut. Pocăința nu este o dorință de a scăpa de consecințele păcatului. Nu este o dorință de a intra în cer, nu este o dorință de a nu te duce în iad. Pocăința este o dorință de a scăpa de însuși lucru care te-a făcut să fii, să fii despărțit de Dumnezeu, să fii despărțit de cer, să fii trimis în locul acela de chinat este pocăința. În momentul în care avem la esența problemei și esența problemei este păcatul. Păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Nu boala, nu sistemul politic, nu lumea, nu cultura, nu societatea, nu educația, nu părinții, nu soțul, nu soția. Păcatul. Din noi înșine. Și pocăința continuă cu această conștientizare profundă și dorință de a te elibera, de a fi distrus acest zid de despărțire dintre tine și Dumnezeu. Câți oameni vin la Dumnezeu pentru că cred că trebuie să vină la Dumnezeu ca să aibă pacea minții, ca să fie vindecați, ca să le fie reparate relațiile stricate. Dar nu aceasta este pocăința. Lucrurile astea se pot întâmpla, dar nu se pot întâmpla. Se pot întâmpla, dar s-ar putea să nu se întâmple. La unii se vor întâmpla niciodată. Pocăința vine la esența problemei. În al treilea, în versetul 3. Căci îl cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat în înaintea mea. Este un limbaj așa de colorat și de expresiv. Pocăința înseamnă, în al treilea rând, o conștientizare profundă a păcatului pe care l-ai făcut. Auzi ce spune? Cunosc bine fără de legea. Și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Este acea obsesie pe care o are omul pentru păcat. Atunci înseamnă că Dumnezeu a început să lucreze în viața acelui om și că omul a început să se pocăiască. Când nu te mai poți fraieri pe tine însuți. A, am păcătuit fiindcă ea mi-a spus și eu am răspuns înapoi. A, am făcut lucrul ăsta fiindcă ea m-a ispitit. A, am făcut că așa e lumea asta stricată în care vin și nu avem Dumnezeu cum să ne mânjim. Și omul inventează scuze și aruncă vina pe alții și tot spune tot felul de lucruri. Știți când e pocăința? Când omul renunță să se mai scuze. Când omul renunță să se mai dezvinovățească. Când omul renunță să arunce vina într-o parte sau în alta. Când omul îi se pare penibil să mai folosească scuze. Mă, nici eu nu mai cred din ce am spus până acum. Îmi dau seama că eu sunt problema. Nu mai pot scuza. Eu sunt cum mai auziți. Păcatul stă necurmat înaintea mea. David acum e obsedat de lucruri pe care l-a făcut. Pocăința este momentul în care nu mai poți dormi din cauza păcatului pe care l-ai făcut. Când nu mai poți să-l ascunzi, când nu mai poți să-l tăinuiești, când nu mai vrei să faci lucrul acesta. Când este evident, deschis înaintea ta. Da, asta am făcut, sunt vinovat. Nu poate exista pocăință că timp omul încearcă să tăinuiască păcatul, să-l scuze, să acuze pe alții, să se dezvinovățească. Pocăința este conștientizare profundă a păcatului pe care omul a făcut. Versetul 4, al patrulea lucru, care înseamnă pocăința. Împotriva ta, repetă, auziți, de trei ori, împotriva ta. Numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Împotriva ta, împotriva ta, înaintea ta. Pocăința înseamnă o conștientizare a faptului că păcatul se îndreaptă în primul rând împotriva lui Dumnezeu. Aș vrea să comunicăm și să vă întreb. A păcătuit David împotriva lui Urie când s-a urcat cu nevastă lui? Da, orba. Nu cred că nu știți. A păcătuit sau nu împotriva lui Urie? Da, da. Sigur că a păcătuit. A păcătuit și împotriva lui Bașeva? Sigur că a păcătuit. A păcătuit și împotriva lui Chiar? Da. A păcătuit și împotriva familiei lui? Da. A păcătuit și împotriva poporului pe care îl reprezenta și pe care trebuia să-l conducă și în fața căruia trebuia să fie un model? A păcătuit sau nu? De ce spune David, auziți, multă vreme m-am întrebat. De ce spune David, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înainte ta. Ăsta este un element al pocăinței. Și ce spune David aici? Este momentul în care sufletul este copleșit așa de mult în prezența lui Dumnezeu de
de convingerea aceasta de păcat încât își dă seama că cea mai importantă persoană împotriva căruia a păcătuit este Dumnezeu, nu omul. Asta este o pocăință dumnezeiască, sfântă. Asta este o pocăință orientată spre Dumnezeu, nu orientată spre om. Știți de ce nu se pot pocăi oamenii? Păi oamenii nu se pot pocăi pentru că se uită. A, până dacă știu că și-l-au pocăit, ce este Maria, Vasile, Gheorghe, Ioan, nu știu care, bă, mie spui să vin la voi, bă, eu știu eu cum sunteți voi. Și omul tot se uită, bă, în stânga, bă, în dreapta, a, eu n-am ajuns niciodată ca ăla din șans, a, eu n-am ajuns niciodată la nevastă nimănui, a, eu n-am intrat niciodată în curtea nu știu cui ca să fur, a, eu nu sunt așa de rău. Cât timp stăm și ne uităm unii la alții, a, eu mai bun ca tine, a, mai bun decât ăla, a, păi păstor, uite ce-a făcut, a, ce-a făcut frații din comitet, a, ce-a făcut presbiter, a, ce-a făcut cu tare, ce-a făcut cu tare, ce-a făcut cu tare, și tot uitându-te la alții, nu mai apuci niciodată să te uiți la tine și să te pocăiești sincer înaintea lui Dumnezeu. Că tu te uiți la alții. Și această boală, această otravă pe care diavolul o dă oamenilor și injectează pe oameni cu lucrul acesta, cu comparația, îi jefuiește pe oameni de privilegiu și oportunitatea reală de a se pocăi. Când omul se duce, de asta oamenii nu se duc singuri în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și oamenii nu suportă. Oamenii nepocăiți nu se pot ruga. Omul nepocăit nu se poate duce singur în cămăruță, pentru că în cămăruță nu mai e nimeni, nici soția, nici soțul, nici copii, nici toată lumea cu care ai putea să te spui înaintea lui Dumnezeu. Doamne, du-te pe alții și convinge-i de păcat, că s-ar fi mai rei ca mine. Nu vine acum, las că ai timp de mine. Păi, pune zarul la mine mai mult de lucru în lumea asta. Eu nu sunt chiar așa de rău. Dar când omul stă singur înaintea lui Dumnezeu, se vede gol și descoperit și Dumnezeu începe să-l cerceteze și să-l convingă și să-i arate cât de mizerabil este cu adevărat în realitate. Că acolo nu mai are cu cine să-l compara. Acolo stă singur în prezența lui Dumnezeu și se compară cu Sfințenia lui Dumnezeu. Cu cel mai absolut și sfânt standard care există cu Dumnezeu însuși. De aceea când stă David în prezența lui Dumnezeu, zice, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Oamenii trebuie să înțeleagă și noi pocăiții trebuie să înțelegem că noi stăm înaintea lui Dumnezeu în ultima instanță, cu faptele noastre. Noi înaintea oamenilor. Dumnezeu nu o să ne pună pe mine și soția mea și copiii mei și zică, a, tu pe lângă soția ta ai fost bun, hai, intră. Nici vorbe de așa ceva. Dumnezeu nu o să facă lucruri de genul acesta. Dumnezeu ne pune în fața în fața legilor sale, în fața cuvântului său, în fața caracterului său, și ăla este singurul lucru pe care ne judecă. Dumnezeu nu o să ne pună în comparație unii cu alții. Nu, Dumnezeu o să ne pună în fața sfințeniei sale. Versetul 4, partea a doua, ne arată un al cincilea element din pocăință. Spune așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. În pocăință omul își acceptă consecințele păcatelor lui. Și acceptă consecințele păcatelor lui. Deci este un lucru foarte important. Ce pedeapsă i-a dat Dumnezeu lui David pentru păcatele lui? Spuneți. A fost în două ture. Pedeapsa a fost dată în două ture. În prima tură Dumnezeu i-a luat copilul care s-a născut din acel păcat. Dar două ori i-a mai dat Dumnezeu o tură. Știți că spune David. Spune David când îl întreabă Natan, pe fiul nostru îl cheamă Natan al doilea. Când îl întreabă David, Natan pe David, ce să se facă omului ăluia care lua melușaua la sărac? David, după legea Domnului, aduce să aminte și Isacheu, zice, vă da înapoi împătrit. După legea Domnului, zice, să se dea înapoi 4. Citiți de la 3 Samuel, capitolul 7, până la final, și o să vedeți că lui David s-au luat 4 copii. O, a fost foarte serios și foarte după lege să pronunță judecata la nenorocitul ăla care a avut tupeul și obrăznicia să ia de la un sărântoc mielușeaua. Și legea pe care el a rostit-o pentru o fată nu atât de gravă ca a lui, că el a luat un om, a luat o femeie altuia, care avea una singură, el avea mult mai multe. Legea aceea s-a întors împotriva lui. Și acea agresivitate și acea hotărâre a lui de pedeapsă s-a întors împotriva lui. Dar ascultați-vă, când se pocăiește David zice, vei fi drept în hotărârea ta, să te uiți în fața pedepsei lui Dumnezeu, Dumnezeu va lua 4 copii și să spui, vei fi drept. Păi oamenilor li se întâmplă lucruri mult mai mici. Și să zburilesc așa, să se burică înaintea lui Dumnezeu. Cum? Ce? Dumnezeu e drept? Păi, cum poate un Dumnezeu iubitor, cum poate un Dumnezeu plin de dragoste să facă asemenea lucruri? Și oamenii ridică pumnul înaintea lui Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că n-au înțeles niciodată cât de grave sunt păcatele lor.
Pentru că oamenii n-au înțeles că pentru ceea ce am făcut noi înaintea lui Dumnezeu merităm cu toții iadul. Iadul. Și faptul că acum suntem în viață și ne putem bucura de cuvântul lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu, de privilegiile și binecuvântările lui Dumnezeu, materiale sau spirituale, este o har de la Dumnezeu. Sunt dovezi nenumărate de dragoste pe care Dumnezeu ni le dă. Dar când omul nu stă în fața lui Dumnezeu, când omul nu înțelege gravitatea păcatelor lui, omul nu poate accepta. Omul nu poate accepta pedeapsa sau consecințele păcatelor lui. Și așa aș vrea să fac o aplicație, pentru că suntem foarte mulți din mediul evanghelic, mă gândesc, pocăiți, care ne numim pocăiți în locul acesta. Gândiți-vă la procesul de disciplinare bisericească după cuvântul lui Dumnezeu, care de multe ori este necesar, de cel mai multe ori nu este făcut. Dar de multe ori este necesar în adunări. Și vezi că un om căruia îi se dă o pedeapsă mult mai mică decât cât ar trebui să îi se dea în realitate. Și să zbârlește, gata, nu mai suportă biserica, își face băgajelul și se mută la următorul butic religios. Că mi-a plăcut. Și un frate, știți cum se bucură, a mai venit un membru în adunare, nu s-a pocăit. S-a nepocăit. S-a nepocăit. Prin cu fratele deschise, a, ce bucuroși suntem. Oamenii nu suportă pedeapsa. Dar știți de ce nu suportă? Pentru că nu s-a pocăit. Pentru că n-am înțeles gravitatea păcatelor lor. Dar David când se pocăiește, zice, Doamne, accept, vei fi drept cu hotărârea ta și fără bine în judecată ta. În mila lui Dumnezeu, să știți, Dumnezeu de multe ori ia și multe consecințe ale păcatelor noastre. Este un har pe care Dumnezeu ne-l face. Este un har pe care Dumnezeu ne-l face. Dar uneori vin consecințe clare a păcatelor noastre. Dacă ai fumat 50 de ani și te pocăi după 50 de ani, dar plămânii ți-e spraw, nu o să zică Dumnezeu, când ai venit la pocăință, la botez, vine Dumnezeu în pungă cu alți plămâni, ți-i dă, gata, ești nou-nouți. Nu! Sunt niște consecințe. Sunt niște consecințe. Versetul 6, versetul 5. Zice David, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Aici este un al șaselea element al pocăinței autentice. Sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. David recunoaște cât de profund este păcatul din viața lui. Cât de profund este păcatul din viața lui. Vezi, dacă noi am face păcat, am păcătuit accidentat, i-am zis eu Dumnezeu, Doamne, tu știi că eu am fost un băiat bun în general. Cum s-a întâmplat din creșteală, din neatenție, Doamne, s-a întâmplat să... Doamne, tu știi că eu sunt băiat extraordinar de bun. Cu senzația asta trăiesc foarte mulți oameni. Oamenii se întreabă, Doamne, poate nu spun cu glasa aia. Doamne, de ce am venit Dumnezeu chiar așa în serios? Noi suntem niște oameni extraordinari. Nu știu cum s-a întâmplat și noi să facem mai. Greșim puțin, să ieșim ca toți oamenii. Cu toți oamenii suntem așa. Doamne, de ce Dumnezeu chiar așa de serios? Aia, Doamne, trăiești și tu cu vederea, nu? Lua lucrurile chiar în halul ăsta, nu? Dar oamenii spun lucrul acesta pentru că oamenii nu înțeleg că problema asta fundamentală a umanității, păcatul, este lipit de noi. Ne naștem cu el. Este parte din noi, nu este ceva adițional, nu este așa, l-am luat, l-am pus, că nu am nicio problemă, de fapt, nu, numai că l-am luat, am acolo, dar eu spun lăsa aici, bine, mersi, și nu mai am nicio problemă. Nu! Ne naștem cu el. O perioadă lungă de timp am crezut că David într-un fel se scuză aici. Doamne, suntem născuți în păcat. Cumva, eu ce să fac? Ce zic eu vinovat că m-am născut așa? Ar fi logic. Nu, ne suntem noi vinovați, ne-am născut în păcat, dar zic, Doamne, de asta m-am uitat după femeie și am păcătuit. Așa m-am născut, Doamne, păcătos. Acum tu știi. Și noi, mai știți acum, la ora de rugăciune mai folosim așa expresii noastre. Doamne, suntem țărână, suntem slabi, suntem păcătoși. Cumva îi spunem lui Dumnezeu, nu ne lua chiar așa în serios, Doamne. Că știi cât de greu ni pe pământ, nu? Suntem slabi, suntem păcătoși, suntem un punct de țărână, Doamne. Pentru aia, cu vederea mai ușor, că asta e viață, dar tu știi, poți pe pământ, nu? David nu face lucrul acesta în rugăciune când spune, m-am născut în păcat. El nu vrea să se scuze înaintea lui Dumnezeu, ci îl recunoaște cât de gravă era starea lui. Când omul se pocăiește cu adevărat, omul își dă seama, ajunge la punct în care înțelege cât de profundă, cât de adânc este înrădăcinat păcatul în ființa lui. Numai atunci se poate pocăi omul cu adevărat. Când înțelege că el pe sine însuși nu se poate corecta. Când înțelege că păcatul este pus în cel mai adânc loc din personalitatea, din ființa lui, din inima lui. Și că nu-l poate dezrădăcina de acolo. Când înțelege că păcatul face parte din el. Și că nu merge cu corecție, cu educație, nu se poate scoate păcatul din ființa umană. Păcatul se poate restrânge prin educație, păcatul se poate restrânge prin pedepse, dar nu poate fi smuls din centrul ființei umane decât de Dumnezeu. Și David își recunoaște în pocăință cât de gravă este starea lui. Am auzit oameni la cateheză, am auzit oameni care s-au pocăit, am auzit oameni care au fost chemați să-L urmeze pe Dumnezeu și au început să spună, ai, n-am făcut chiar așa foarte multe lucruri, eu niciodată nu. Am făcut acum anumite păcate ca toți oamenii.
Și oamenii crezi că au venit să se pocăiască, dar au venit de fapt să se dezvinovățească. Au venit să spună că nu e chiar așa de gravă starea lor. Că de fapt ce a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos la Calvar, parcă a fost într-un fel cam exagerat. Că noi nu suntem chiar așa de rău. Aceea nu este pocăință. Aceea nu este pocăință. Este o pocăință contrafăcută, pocăința autentică. Este recunoașterea și convingerea lăuntrică cu privire la starea de căzută în care ne aflăm. Versetul 6 ne prezintă al 7-lea element de pocăință și zice, dar tu ce, ca adevărul să fie în adâncul inimii mele? Și de la versetul 6 până la versetul 12, David face niște cerințe lui Dumnezeu dorind să fie transformat, să fie restaurat, să fie schimbat. Acesta este elementul pe care vreau să-l subliniez. De la versetul 6 la versetul 12, sunt niște cereri care le face David, cerere după cerere, cerere după cerere, pentru a dori să fie transformat, să fie schimbat. Dacă un om vine înaintea lui Dumnezeu și se pocăiește, dar nu își dorește transformare, el nu se pocăiește. Despre Augustin se spune că a fost un foarte stricat, a fost un desrăbălat. Îi plăceau femeile, așa cum i-a propus lui David. Și când Dumnezeu a început să îl cerceteze, spune el că se ruga ceva de genul ăsta, Doamne, scapă-mă de păcat, dar nu chiar acum. Mai vrea să mai țină puțin. Voia iertarea păcatelor, dar tare mult și-ar fi ținut păcatul la sân. Pentru că îl iubea, îi plăcea. Îi aducea acea fericire de o clipă. Și o clipă acum de fericire, o clipă de fericire mai târziu, o clipă de fericire și mai târziu și tot să adună clipile de fericire. Și un om care trăiește în păcat, vezi că se simte destul de fericit, dar are câte o clipă de fericire. Și le mulțește clipile alea de fericire. Și tare bucuros și vesel. Dar pocăința autentică este când omul ajunge să vadă această hidoșenie a păcatului și gravitatea păcatului și dorește să fie transformat, să fie schimbat. Dar această transformare a pocăinței arată într-un anume fel. Începe de undeva și se termină undeva. La versetul 6, la versetul 12, ne uităm la această reformă, la această restaurare, la această schimbare, la această transformare pe care o dorește omul care se pocăiește. În primul rând, versetul 6 spune așa. Tu cer ca adevărul să fie, ascultați, în adâncul inimii mele. Vezi, problema noastră nu este o lipsă de informare. Că nu știm ce vrea Dumnezeu de la noi. Crezi că David nu știa porunca din Decalog care interzicea să-și poftească măcar nevasta altuia? Crezi că o știa sau nu știa? O știa, poate nu știa. Deci problema lui nu era cu informare, era dezinformat. Nu asta era problema lui. Auzi ce spune el? Fă ca adevărul să fie în adâncul inimii, că e una să ai o lege a lui Dumnezeu în minte și alta e să o ai în inimă și să o iubești. Una este ca legea lui Dumnezeu să fie în minte și alta este ca legea lui Dumnezeu să fie înrădăcinată în ființa mea și să iubesc sfințenia acelei legi a lui Dumnezeu. Este cu totul diferit. Și vedeți, totul pornește de la lucrul acesta. Când cuvântul lui Dumnezeu, care este luat în mințile noastre, coboară în inima noastră și se transformă în înțelepciune. Sunt foarte mulți oameni care știu Sfânta Scriptură. El se fac ca adevărul să pătrundă în inima mea. Și sunt mulți oameni care cred că adevărul lui Dumnezeu este în inima lor. Dar nu este. Pentru că mulți dintre oameni aceștia folosesc Biblia ca pe un kalașnikov. Au acolo gloanțele și dacă ai nevoie pentru orice probleme, el poate trage acolo siguranța și să tragă cu versete întâi, de ce nu ești tot. El știe Biblia. El știe Biblia. Nu pentru asta se roagă David. Nu pentru asta se roagă David. Să știe mai multe versete din Biblie. David se roagă ca cunoștința cuvântului lui Dumnezeu să se transforme în înțelepciune. Informația pe care o ai în cap să se transforme în înțelepciune. Adică cuvântul lui Dumnezeu pe care îl știi să se transforme în înțelepciune practică de a ști cum să te poți în fiecare situație. Că e una să știi Biblia și alta e să o practici. Înțelepciunea este capacitatea dumnezeiască de a lua cuvântul scris al lui Dumnezeu și a-l pune în practică. Asta este înțelepciunea. E informația care e în minte și o pui în practică. Și acest dar vine de la Dumnezeu. Cu el lipsește înțelepciunea să o ceară. Să o ceară de la Dumnezeu. Zice, fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntru meu. Este aceeași cerință. Adevărul să fie în adâncul inimii mele și înțelepciunea să fie în lăuntru meu. În centrul ființei mele. El nu vrea să devină mai știutor, ci vrea să devină mai practicant al cuvântului lui Dumnezeu. Că știa cuvântul lui Dumnezeu destul de bine, chiar el însuși a scris o parte din cuvântul lui Dumnezeu. A doua cerință din această pleiadă a lui, din aceste cerințe de transformare, spune în versetul 7 așa. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Omul care se pocăiește cu adevărat nu vrea doar să fie iertat de păcat. Vrea să fie eliberat de păcat.
Amin. Dacă Dumnezeu, haideți să facem un test. Dacă Dumnezeu ar veni în seara aceasta, așa cu o foaie din asta, trasă neimprimată, cu un contract pe care îl face Dumnezeu necondiționat. Face Dumnezeu un legământ cu noi în seara asta. Imaginați-vă că vine Dumnezeu aici, ne dă la toți un contract, scris de mâna lui Dumnezeu, semnat de mâna lui Dumnezeu, pus numele nostru aici, în care Dumnezeu, pe proprie răspundere, declară că ne iartă la toți păcatele, indiferent ce vom face până la sfârșitul vieților noastre. Deci Dumnezeu să scrie, indiferent ce vei face, să faci și ce vrei tu până la sfârșitul vieții tale, declar pe propriile răspundere că te primesc în cerul meu binecuvântat, în fericire eternă. Scrie numele tău acolo și semnează Dumnezeu. Vă întreb, cum ați trăit când ați ieșit de aici, dacă Dumnezeu v-a dat foaia asta? Poți să o pierzi, poți să nu o pierzi, spune Dumnezeu, e pus acolo, sus în cer, la secretariat, nu vă faceți niciun fel de probleme. Vă întreb, cum ați trăit de azi înainte, dacă Dumnezeu ar face treaba asta? În păcat? Înseamnă că suntem oameni nepocăiți. Asta este dovada supremă de nepocăință. Înseamnă că noi nu iubim pe Dumnezeu dintr-o dragoste sinceră, ci iubim pe Dumnezeu de frică, că ne va trimite într-un loc sau altul. Înțelegeți? Pocăința sinceră este dorința nu doar de a fi iertat de păcat. Pocăința sinceră este dorința de a fi eliberat de păcat. Este o dorință sinceră a omului care îi spune, Doamne, nu mai suport păcatul, nu mai suport păcatul în viața mea. Vreau să fiu scăpat de el. Doamne, eu nu mă mulțumesc numai să fiu iertat de păcat. Doamne, eu vreau să fiu scăpat de păcatul ăsta. Doamne, eu vreau să fiu scăpat de păcat, nu că mă trimiți în iad, ci pentru sigur fapt că nu mai suport păcatul. Pentru sigur fapt că iubesc sfințenia ta. Eu nu am nicio teamă că Dumnezeu nu o să mă primească în cer. Eu am o teamă să trăiesc cu păcatul în viața mea. Pentru simplu fapt că iubesc pe Dumnezeu. Că iubesc pe Dumnezeu. Vedeți, aceasta este pocăința adevărată. Pocăința adevărată nu înseamnă dorința doar de a fi iertat de păcat, că asta s-a rugat în versetul 2, ci este dorința de a fi curățit, de a fi izbăvit de păcat, de a fi eliberat de păcat. De a spune, știu că Dumnezeu mă primește în cer, am siguranța mântuirii, dar nu urăsc păcatul din temelie, nu suport păcatul în viața mea. Știu că Dumnezeu nu mă abandonează, știu că Dumnezeu este într-o relație cu mine, știu că Dumnezeu mă ține în legământul Lui. Deși știu lucrul acesta, harul Dumnezeu mă învață nu doar că sunt iertat de păcat, ci mă învață să o rup cu băgânătatea. S-o rup cu păgânătatea și cu păcatul. Asta este pocăința adevărată. Asta este harul adevărat. Harul adevărat nu doar te iartă de păcat, ci harul adevărat te eliberează de păcat. Te eliberează de păcat. A treia cerință a lui din aceste cerințe care pot fi puse sub acest termen schimbare, transformare, este în versetul 8. Spune așa. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Deci vedeți dumneavoastră, Dumnezeu a început să se ocupe de David. Și să piseze puțin. A început să-l zdrobească, să-l toace puțin. Și știți de ce? Că așa face Dumnezeu cu toți copiii lui. Citiți Evrei capitolul 12. Dumnezeu pedepsește pe orice fiu pe care îl iubește. Și bate cu neaua pe orice fiu pe care îl primește. Dacă Dumnezeu te iubește și ai început să o iei pe alătură, pe căi străini, ai ieșit de pe drumul drept și îngust, de pe calea dreaptă, sfântă, Dumnezeu pornește după tine. Dumnezeu nu spune, a, a ieșit treaba ta. Nu? Dacă Dumnezeu te-a luat în vizor, Dumnezeu te urmărește. Mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu te va prinde la colț și te va face să înțelegi cât de gravă e direcția în care te-ai dus, cât de grav e păcatul pe care l-ai făcut. Dar omul pocăit este omul care vrea să se întoarcă la starea aceea de bucurie. Frate, surori, eu mă întreb, de ce oare pocăința de astăzi e așa de ofilită? De ce pocăiți sunt așa de supărați? De ramoliți, de triști, de sătui, de indiferenți, de scârbiți așa poate de viață, cu fețele astea așa de plumb, triste. Este asta pocăința biblică? La asta ne-a chemat Dumnezeu? Să nu ne mirăm că oamenii din jurul nostru, uitându-se la noi, zic, măi, eu nu doresc să fiu ca ăștia, că ăștia sunt foarte triști. Dumnezeu ăsta lor, totdeauna îi ține într-o stare de supărare și de tristețe. Probabil că Dumnezeu ăsta lor le face ceva de și așa de triști. Gândiți-vă dumneavoastră, dacă niște oameni ar veni și s-ar uita la noi în timpul unui program, ar putea ei să spune, dumneavoastră, aș vrea și eu să-mi radiez de față așa. Aș vrea și eu să am bucuria asta lor. Aș vrea să am și eu exaltarea asta lor. Aș vrea să te întrebe, auzi, de ce ești așa de bucuros? Știu că și tu ai probleme, știu că și tu ai necazuri, știu că și ție s-au întâmplat multe nenorociri sau multe lucruri. De ce ești așa de bucuros?
Sau oamenii din jurul nostru să se zică, mă, eu stare bucuros pe lângă ăștia, de când s-o pocăit, tot inima cu capul în pământ, tot supărat, tot ofticat, tot tare de comentat, tot trombonește, tot așa. Tu te-ai nemulțumit, dar el câte o problemă. Să știți că o problemă. Știi de ce oamenii, de ce pocăiții sunt nefericiți? De ce pocăiții sunt nefericiți? Mă repet la pocăit ca expresie pentru a defini credincioșii din bisericile evanghelice. Știți de ce? Că sunt nepocăiți. Pocăiții sunt nefericiți fiindcă sunt nepocăiți. Când ai scos păcatul din viața ta, nu mai e nicio problemă să fii fericit. Corect? Ce lucru ar mai fi care să-ți facă sufletul nefericit? Sufletul este nefericit când noi păcătuim și când Duhul Sfânt se întristează și când pleacă prezența lui Dumnezeu manifestată din mâinile noastre, atunci suntem nefericiți. Atunci pierde bucuria. Și atunci începem să vedem că alții sunt problema și începem să spunem ba de unul, ba de altul și vine supărarea și vine tristețea și vine ofilirea feței și a sufletului când există păcat. Dar uitați, David se roagă și spune famă să aud veselie, să roagă lui Dumnezeu. Famă să aud veselie și bucurie. Și oasele pe care le-ai zdrobit, tu se vor bucura. Un om care nu-i bucuros, care nu are motive de bucurie în Dumnezeu, în promisiunile lui, în cuvântul lui, în veșnicie, în viața trăită cu Dumnezeu, este un om nepocăit. Este un om nepocăit. Toți avem necazuri. Toți avem probleme pe pământul ăsta. Tuturor ni se întâmplă lucruri care nu ne plac. Dar în același timp, când suntem niște oameni pocăiți, și problema fundamentală a noastră este rezolvată. Noi trebuie să avem inimile pline de bucurie. Și dacă nu le avem, să ne rugăm lui Dumnezeu. Amin. Amin. În versetul 9, el face a patra cerință și spune așa, întoarceți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiurile mele. De când le-am pe pruncul ăsta meu, primul, am înțeles versetul acesta nouă mult mai ușor. Știți care este cel mai greu lucru să facă fiul meu când face o greșeală? El știe. Am lăsat câteva interdicții clare, ca în grădina Eden. Aia poate să facă ce vrea el. Dar are câteva interdicții. Să nu-i zbească ușile cu geamurile mari, cu 2 metri, dacă le sparge, să omoară. Să nu tragă lucruri care sunt grele, care sunt periculoase. Știe exact. Nu i-a lăsat multe reguli. Îl scoate și întoarce casa văduță. Dar are câteva lucruri periculoase pe care nu are voie să pună mâna. Și când pune mâna pe ele și face prostii, și îl chem la mine. Cel mai greu lucru să facă, și care este? Să se uite la mine. Și eu stă așa, bine. Și eu îi spun, uite-te la mine. Și eu stă așa. Eu stau un minut, două, trei, nu ridică capul. Spun, uite-te la mine. Nu. Eu ridic băbiță așa, sus și el. Și dacă mă uit în partea aia, îl dă capul în partea aia. Nu se poate uita la mine. Nu se poate uita la mine. Știți de ce? Pentru că, în general, eu am o atitudine pozitivă față de el. Îl privesc cu bunătate. Îl privesc cu gingășie. Lumina ochilor mei. Mă bucur de el. El știe lucrul ăsta. El simte. El e fericit. Toată ziua stare prin casa cu se bucură într-o atmosferă plăcută. Și dacă într-un moment el simte că privirea mea se întunecă, el nu este obișnuit cu acea privire. El nu este obișnuit cu acea privire. Poate nici nu mă uit la el. Stă cu capul întors la mine, nu vrea să știe că eu m-am întors cu privirea și mă uit cu o privire pe care el nu o suportă. Aceasta este sensibilitatea pe care o aduce pocăința. Când nu ne așteptăm atunci când am făcut ca Dumnezeu să trimită după noi oștirile lui cerești să ne nimicească și să ne nenorocească. Nu, pocăința este o stare de sensibilitate. Când Duhul Sfânt te întristează, nu suport să știi că privirea lui Dumnezeu s-a întunecat. Auzi ce spune? Întoarceți privirea de la păcatele mele. Doamne, nu te mai uita la prostia pe care am făcut-o. Doamne, treci cu vederea. Doamne, am făcut o mizerie. Doamne, nu vreau să știu. Doamne, nu vreau să știu că Tu ești afectat, că Tu ești întristat. Asta este pocăința. Nu este disperarea aceea că Dumnezeu te trimite în iad. Nu este disperarea că îți pierzi mântuirea. Nu. Este durerea aceea că știi că persoana iubită, persoana care ți-a făcut cel mai mult bine, a fost întristată de tine, dintr-o prostie pe care ai făcut-o. Dumnezeu ne-a făcut numai bine, frate și soră, nu? Dumnezeu ne-a făcut numai bine. Și cât de prost trebuie să te simți când tu, Dumnezeul acesta care te-a făcut numai bine, tu îi răspunzi rău. Vă să aminte că în Psalmul 73, când își descrie o stare de-a lui de nebunie, spune, eram prost, fără judecat, eram ca un dobitoc înainte ta. Cu alte cuvinte, bombă-le acolo la sat și spune, ce animal, fără minte sunt. Ce prost sunt. Ce dobitoc sunt. Cum am putut să fac lucrul acesta? Cum am putut să gândesc așa despre Dumnezeu? Cum am trecut prin cap să spun așa ceva? Citiți Psalmul 73. Dar este o stare de pocăință când omul conștientizează cât de fără minte a fost.
în față de o asemenea persoană care te iubi, care te-a binecuvântat așa cum nu poți contabiliza nici acum, nici o veșnicie întreagă. Să răspunzi cu asemenea lucruri. Pocăința este când în relația de soț și soție, când e bunăstare, e binecuvântare, e fericire, la un moment dat se fracturează ceva, nu este nimic conflict. Și toată atmosfera e de cer s-a făcut praf și pulbere. S-a făcut praf și pulbere. Lucrul de care mi-e cel mai frică la soția mea, știți care este? Nu că se duce și dă divorț de mine. Nu că mă lasă singur acolo să mă descurc în viață. Nu, asta e cel mai grav lucru la care, de care mă tem. Știți care e cel mai grav lucru de care mă tem? Să știu că se întristează. Simt așa, la trei camere distanță. Poate s-a dus ceva din casă, a plecat o atmosferă, s-a dus ceva. Aia este sensibilitatea care o experimentează omul în pocăință. El nu suportă ca ființa lui Dumnezeu, ca fața lui Dumnezeu să se întristeze, să se întunece. De aceea el se roagă. Întoarceți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiurile mele. Versetul 10, a 5-a cerință. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeu le pune în mine un duh nou și statornic. Dacă problema noastră fundamentală este că suntem păcătoși, că inima noastră este imbibată de păcat, atunci soluția este una singură. Să ne fie schimbată această inimă. Să fie omul operat în lăuntrul lui. Dumnezeu nu vine să ne îmbunătățească, frate și surori. Dumnezeu nu vine lângă noi așa, noi și căpătăm și El să ne acude așa să merge. Că noi în rest suntem băieți buni. Sau oameni buni. Dumnezeu nu vine doar să facă anumite îmbunătățiri minore ale vieților noastre. Nu. Dumnezeu vine să corecteze și să schimbe și să transforme centrul ființelor noastre, inima noastră, din care ies toate izvoarele vieții, ies faptele noastre, ies gândurile noastre, ies simțămintele noastre, totul ia să izvorăște din inimă. Dumnezeu vine să corecteze de acolo. Că dacă o inimă stricată face fapte bune, inima aceea stricată îmbibă cu păcat și faptele acelea bune. Dacă o inimă stricată trăiește moralitate exterioară, moralitatea aceea exterioară e mânjită de păcat. De ce? Că din inimă ies toate lucrurile acelea rele care mânjesc absolut tot ceea ce facem noi. Și ca noi să facem ceva bun, trebuie întâi să fim transformați de Dumnezeu pe dinăuntru. De aceea creștinismul este singura religie care se ocupă de lăuntru omului. Se ocupă de esența problemei. Nu se ocupă de lucruri exterioare. Nu spune, oh, dacă le-am dat oamenilor acestea o țară în care sistemul de politic să fie perfect, în care educația să fie extraordinară, în care să aibă un sistem social care să le dă bani fără să facă nimica, oamenii aceștia o să poată ca niște domnișoare. Așa o să fie de drăguți toți. Nu este așa. Oamenii toți stricați. Și cu prosperitatea pe care o au, și cu politica bună pe care o au, și cu sistemul educațional foarte avansat pe care o au, și cu tehnologia foarte avansată pe care o au, omul se strică pe zi ce trece tot mai mult. De ce? Că problema nu sunt lucrurile acestea exterioare, problema este înăuntru. Și pocăința este adevărat, este momentul în care omul simte că are nevoie de o transformare lăuntrică. De o transformare lăuntrică. De o transformare lăuntrică. Versetul 11. Nu mă lepăda de la fața ta, și nu lua Duhul tău cel Sfânt și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Acum nu vreau să intru în această chestiune teologică dacă un om poate să piardă Duhul Sfânt sau nu. Însă am găsit un psalm în Sfânta Scriptură care reprezintă odată aceste două expresii. Fața ta și Duhul tău. Ele sunt repetate împreună pentru că înseamnă cam același lucru. Duhul Sfânt și fața lui Dumnezeu. Psalmul 139 spune așa. Psalmul ăsta, nu? Psalmul 51-11 dă de înțeles că Dumnezeu ar putea să ne lepede de la fața lui și să ia Duhul lui cel Sfânt de la noi. Dar auzi ce spune Psalmul 139. Foarte interesant. Zice așa. Versetul 7. Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Adică nu mă pot duce nicăieri. Că el zice după aceea. Dacă mă voi suni în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Și continuă, dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea se lucește ca ziua și întunericul ca lumina. Deci nu poți fugi de Dumnezeu, nu te poți ascunde de Dumnezeu. Dar știți ce putem noi pierde? Dumnezeu este oriunde. Te duce în locuința morților, nu te poți, nu mai scăpa de Dumnezeu. Știți ce putem pierde? Manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Putem pierde comuniunea cu Dumnezeu. Dacă întrebați ce pierd eu când păcătuiesc? Pierzi comuniunea cu Dumnezeu. Pierzi atitudinea aceea favorabilă a lui Dumnezeu față de tine. Pierzi comuniunea cu Dumnezeu. Se întrerupe, deodată se face răceală. Se întunecă fața lui Dumnezeu. Se întristează Duhul Sfânt.
acea comuniune a ființei tale cu Dumnezeu pe care ai experimentat-o în sufletul tău, se rupe. Se rupe. De ce spune Scriptura că Iona a fugit departe de... Credeți că Dumnezeu nu era acolo unde a fugit Iona la Tars? Era, dar nu s-a manifestat Dumnezeu acolo. El a ieșit din voia lui Dumnezeu. A ieșit din porunca lui Dumnezeu și fața lui Dumnezeu s-a întristat. Dumnezeu s-a întristat pentru ce a făcut Iona. Dumnezeu nu s-a mai manifestat cu bunăvoință, cu milă, cu îndurare, cu dragoste față de Iona. În felul în care el a experimentat atunci. De aceea, versetul 11 ne arată această dorință a lui David de a reintra, de a reintra în comuniunea cu Dumnezeu. Aceasta este cea mai mare durere a unui om care se pocăiește. Cea mai mare durere a unui om care se pocăiește este ruperea comuniunii cu Dumnezeu. Ruperea comuniunii cu Dumnezeu. Repet, dacă Dumnezeu ți-ar da contractul ăla, așa, cecul ăla, dar Dumnezeu, el mă întâi pentru totdeauna, care ar fi cel mai mare, cel mai grav lucru care s-ar putea întâmpla? Care ar fi cel mai grav lucru? Cel mai grav lucru pentru un nou pocăit care s-ar putea întâmpla ar fi să rupă comuniunea cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-ar spune astăzi, uite, te duc în cer, dar niciodată, până la sfârșitul vieții tale și o veșnicie dragă, n-ai să simți prezența de acestui. A, bine că e în cer, nu e în bar. Aia nu-i pocăință. Pentru că pocăința înseamnă întoarcere la Dumnezeu. Nu înseamnă în întoarcere la Moș Crăciun pentru a fi binecuvântat cu toate darurile și binecuvântările lui Dumnezeu. Dar pe mine nu mă interesează de Moș Crăciun, pe mine mă interesează de sacul lui. Poți să lese sacul lui, aici și el să se ducă treaba lui. Pe mine nu mă interesează de el. Aia nu este pocăință. Aia este tranzacție religioasă. Aceea este un troc, este altceva, dar este pocăință. Pocăința este dorința sinceră de a restabili, de a restaura părtășia cu Dumnezeu. Noi înainte să ne pocăim suntem oameni despărțiți de Dumnezeu. Pocăința înseamnă o intrare în comuniunea cu Dumnezeu. Acolo vine fericirea omului. Acolo vine împlinirea și satisfacția sufletului că pentru asta ne-a chemat Dumnezeu. Și ultima cerință din versetul 12 spune așa. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duc de bunăvoință. Parțial am atins lucrul acesta și îl menționez întreagă. Pocăința înseamnă o dorință de a te bucura de ceea ce Dumnezeu face pentru tine. De a te bucura de bunăvoința lui Dumnezeu. De a ști că ești în relații bune cu Dumnezeu. Aceasta este pocăința. La versetul 13 la versetul 19, în concluzie, aș vrea să vă subliniez câteva aspecte care arată care sunt consecințele pocăinței. Care este manifestarea pocăinței. Cum știi că un om s-a pocăit? Da, știi că un om s-a pocăit dacă experimentează starea asta lăuntrică. Dar asta e destul de greu de verificat din exterior. Dar de la versetul 13 la versetul 19 sunt niște lucruri pe care le poți verifica din exterior. În viața omului pocăit. Cum știi că un om s-a pocăit? A, m-a predat Domnului. Cum știi? L-a primit pe Domnul. Cum știi? M-am pocăit. Cum știi că s-a pocăit? Păi uitați-vă, versetul 13 spune așa. Atunci, deci după ce experimentează el pocăința asta, atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Când un om se pocăiește, omul acela devine cel mai bun evanghelist. Cel mai bun evanghelist nu este un om care știe multă teologie. Să știți că lucrul acesta nu este adevărat. Cel mai bun evanghelist nu e omul care a luat foarte multe diplome. Cel mai bun evanghelist nu e omul care e cel mai informat, care știe cel mai multă Biblie. Știți care e cel mai bun evanghelist? Omul care s-a pocăit cu adevărat. Pentru că omul acela poate să se ducă și la cei mai nenorociți oameni în societate și să spună, eu am fost ca tine. Știu cum e în groapă, știu cum e în mizerie, dar este speranță, este har. Eu am fost acolo și Dumnezeu m-a ridicat gloria Lui. Ăsta este omul pocăit. Omul care poate să se ducă și să-i spună altuia. Când noi suntem foarte așa cu legea mână și vrem să aplicăm dreptatea lui Dumnezeu și să aducem acum dreptatea finală a lui Dumnezeu și să o aplicăm acum așa fraților din biserică și în lumii acestea, suntem oameni care demonstrăm că nu ne-am pocăit și care nu știm ce înseamnă să beneficiem de bunăvoința lui Dumnezeu, de îndurarea lui Dumnezeu, de mila lui Dumnezeu și de harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este un har care recuperă cei mai păcătoși oameni. Mila lui Dumnezeu este cea care se ocupă și restaurează și restabilește cei mai ticăloși oameni. Și face oameni noi. Omul care experimentează lucrul acesta de bucurie, vrea să se ducă și să împărtășească și altuia. Omule, vine să-ți spun ce am câștigat eu. Uite, eu am fost ca tine. Eu am fost ca tine. Mi-e rușine de ce am făcut, dar vreau să spun că Dumnezeu are har, că Dumnezeu are îndurare, că Dumnezeu are milă pentru tine. A, că vei experimenta anumite consecințe ale păcatelor tale. Lucrul acesta este adevărat. Dar harul acesta al iertării și al binecuvântării și al părtășiei cu Dumnezeu, harul acesta este dat tuturor oamenilor care se pocăiesc.
Așa că dacă ești un om pocăit cu adevărat, ești un om, vei fi un om care vei spune și altora despre Domnul Iisus. Amin. De ce nu spun pocăiții de astăzi altora despre Domnul Iisus? Pentru că ei înșiși experimentează foarte mult harul pocăinței. Și ce să-i spui altuia din ce ne-ai experimentat tu? Cum să spui altuia că Dumnezeu te poate scoate din groapă când tu însuți încă mai stai acolo îngrodat? Al doilea, a doua consecință a pocăinței, versetul 14, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Oamenii când vin în adunare, n-ar trebui să ne aude cântând ca și cum am cântat pentru tovarășul care a trecut la cele veșnice, tovarășul Ceaușescu. Cântăm la partid și îl lăudăm pe el. Când n-ai ceva, oamenii am pus să cântăm acolo. Nu așa trebuie să cântăm în Dumnezeu. Să se uite oamenii la noi și să zică, mă, ăștia scapă prima comuniților. Cântă din obligație. Când e așa trebuie să cânți la partid. N-ai ce face. La întrunirile tineretului, la nu știu ce. Nu așa trebuie să fie. Auziți ce spune? Doamne, dacă mă iert, zice el, limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, zice, deschide-mi buzele și gura mea va vesti la odată. Deci, Doamne, eu mă pocăiesc, mă întorc la tine și când mă iert, o să fiu un om care mă închin ție. De ce devine un evanghelist și devine un închinător adevărat? De ce nu vibrează adunările și oamenii care se consideră credincioși și din adunări și din afara adunărilor, oamenii care se pretind credincioși, de ce nu vibrează de dragoste și de bucurie? Și de ce nu laudă pe Dumnezeu din toată inima lor? De ce? Există un singur răspuns. Mai există ceva acolo care apasă conștiințele noastre și lucruri cu care venim în casa lui Dumnezeu și de supărat și de ofilit ce suntem, nu putem să laudăm pe Dumnezeu. Dar când omul este liberat de Dumnezeu, când omul se pocăiește, când omul dă povara lui Dumnezeu, când se descarcă înaintea lui Dumnezeu, când ușurăște păcatul, când este scârbă de păcatul lui, când se dezbracă de păcatul lui în prezența lui Dumnezeu, omul primește iertare și primește bucuria mântuirii și începe să laude și să dea glorie lui Dumnezeu. Că Dumnezeu merită lucrul acesta. Dar dacă ești cu povara în spate, stai cu capul jos, mergi așa ca un pipirit, pe cale, și nu poți lăuda pe Dumnezeu. Închinarea este un efect al pocăinței. Versetul 16. Dacă ai voi jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac ardelele de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duc zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mântuită. Haideți să mai comunicăm puțin despre sfârșitul acestui mesaj și spuneți-mi dumneavoastră, aceste jertfe nu au fost cerute de Dumnezeu. Nu, cele mai plictisitoare. Acum spunem așa, întrebări, cele mai plictisitoare cărți din Biblie nu parcă sunt tale, în care tot te explică toate jertfele. Când trebuia să aduci făina, câtă făină să pui, de unde să tai, câtă carne să tai din jertfă, citiți acolo, nu prin cărțile Vechiului Testament. Vă întreb, nu Dumnezeu a cerut evreilor jertfe? Le-a cerut Dumnezeu evreilor jertfe sau nu? El le-a cerut. De ce spune David, auzi ce zice versetul 16? Dacă ai fi voit jertfe, ți-a fi dat, dar ție nu-ți plac. Arde vrede de tot. Cum să zic eu Dumnezeu că nu-i placă dacă Dumnezeu i-a cerut în Biblie? În cuvântul lui Dumnezeu. Cum să nu-i placă lui Dumnezeu? Și ce nu-i place lui Dumnezeu? Lui Dumnezeu nu-i plac jertfele și ceremoniile făcute în timp ce trăim în păcat. Că vă aduceți aminte avertizarea aceea pe care o face Isaia când vine și spune nu-mi plac, m-a săturat de ele, închideți porțile, mi-e scârbă de jertfele voastre. De ce? Că ați unit sărbătoarea cu nelegiuire. Adică predicăm, dar trăim în păcat. Cântăm, dar trăim în păcat. Ne rugăm, dar trăim în păcat. Facem ceremonii ca și cum nimic n-ar exista nicio problemă. Lăudăm pe Dumnezeu și Dumnezeu spune nu primesc. Ne întindem mâinile spre Dumnezeu și spune Dumnezeu smânjite și nu le primesc. O, dar dă bine! Dă bine! Și în vremea Domnului Iisus vă aduceți aminte că cei mai zeloși oameni erau oameni păcătoși. Ei vedeau și dărnicie, ei și lăudau pe Dumnezeu, ei și se rugau, nu se puteau obține mâncare la colțurile străzilor. Foarte religioși, foarte ceremonioși, foarte religioși, foarte religios. Dar trăiau un păcat. Dar trăiau un păcat. Și Dumnezeu nu primea jertfele lor. Ce primea Dumnezeu? Ce a fi vrut Dumnezeu de la ei? Zice, Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mântuită. Cu alte cuvinte, când te-ai pocăit cu adevărat, ești un om smerit. Tu știi cine ești cu adevărat. Tu știi ce ai făcut. Tu nu vii înaintea lui Dumnezeu cu cărămidă așa, cu calabur mare și tragi cu el în piept înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, am dat zecială, nu-ți calabare și ăsta. Doamne, era de ce cânt așa tare? Că știu eu ce-o făcut. Nu, că știi groapa din care Dumnezeu te-a scos pe tine. Nu te mai poți uita la ăla și să vezi că e mai sus decât tine.
Nu te mai poți bate cu pumnii în piept înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, ce-am făcut eu atâția ani pentru tine? De când sunt eu pe calea Domnului? Doamne, aș putea să țânșir aici foi cu faptele bune pe care le-am făcut de aici până la Timișoara și până Moldova și înapoi. Să spun câte am făcut eu pentru tine. Omul smerit și omul pocăit când își vede păcatele cu adevărat și ce spune, sunt un rob netrebnic, că am făcut ce eram dator să fac. Și dacă am făcut ceva bun, aceste fapte bune au fost pregătite mai dinainte de Dumnezeu ca să umblăm în ele. Amin. Și tot El ne dă și voința și împătuirea pentru El. Și tot El ne dă și orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorită din credință. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 9 la 11, în continuare. Omul pocăit este un om smerit. Diviziunile între credincioși vin din mândrie. Și mândria vine din nepocăință. Din nepocăință. Când omul nu vede cine e el cu adevărat. Versetul 18. O altă consecință a pocăinței. În îndurarea ta, varză-ți binefacerea asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Un om pocăit devine un om mijlocitor. Devine un om rugativ. Devine un om interesat și de alții. Și în final, versetul 19. Auziți? Atunci vei primi jertfe. Deci mai înainte auziți, ție nu-ți plac jertfele cât timp trăiești în păcat. Dar vreau să fiu smerit. Și să văd starea în care mă găsesc. Dar atunci, după ce ai pocăit, după ce ai restaurat, atunci vei primi jertfe neprihănite, arde de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Un om pocăit este un om care slujește în Dumnezeu. Care se consumă pentru Dumnezeu. Un om pocăit nu o să zică, la ce să mă duc duminică dimineața la ora 9:30, să dau eu somnul meu de dimineață? Că și așa muncesc o săptămână întreagă. Merită Dumnezeu jumate de oră duminică dimineață? Nu merită Dumnezeu. Și stau mai dorm în jumătate de oră. Păi jumătate de oră spun, mai are să mă duc la biserică la ora asta? Nu, mai bine mă uit pe internet. Ce este? Să-i dai cu Dumnezeu jumătate de oră? Prea mult, frate și nu? Prea mult să dăm Dumnezeu atâta. Să dăm cu Dumnezeu toată energia noastră, să lăudăm noi pe Dumnezeu cu toată inima. Pe ce o să zic alții despre noi? Oare de ce ne turăm așa? Să facem noi lucrurile acestea pe Dumnezeu? Să ne pierdem noi timpul prețios din viața noastră? Numai pentru faptul că Dumnezeu ne-a mântuit și să spunem altora despre Dumnezeu. Merită Dumnezeu lucrul acesta. Și omul nepocăit spune, nu merită Dumnezeu. Nu vreau o viață. Asta să-mi o trăiesc, nu? O viață. Am dat destul pentru Dumnezeu să mai facă și alții. Un om care nu înțelege prețul mântuirii sale. Un om care nu înțelege harul pocăinței. Un om care nu înțelege cât de jos a fost și de unde l-a scos Dumnezeu. Dacă nu înțelege lucrul acesta, niciodată nu va fugi pe Dumnezeu. Totdeauna va trebui să tragi El. Totdeauna va trebui să-i aduci un milion de motive ca să facă ceva pentru Dumnezeu. Nu este greu să se deplaseze pentru Dumnezeu. Nu este greu să dăruiască Dumnezeu. Nu este greu să pune energia lui și viața lui întreagă în slujba lui Dumnezeu. Pentru El nu poate aprecia ce a făcut Dumnezeu pentru El. Fiindcă este nepocăit. Dar un om care se pocăiește și a ieșit din groapă la lumina lui minunată și apreciază iubirea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu și transformarea care a făcut-o Dumnezeu în viața lui. Este un om care spune și la alții despre Dumnezeu. Este un om care îi se deschide buze și laudă pe Dumnezeu. Este un om care mijlocește pentru alții și este un om care în final se dăruiește pe Dumnezeu și se slujește pe Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să ne dea acest har al pocăinței fiecare dintre noi. Amin. Amin. Și fie ca Satana să nu se cupere de noi când plecăm din casa Domnului și să uităm cuvântul lui. Amin. Amin.